Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. Dacă mai țineți minte, într-unul dintre clipurile mele mai vechi am testat acest kit de amplificare audio cu integratul TPA3116D2, fiind un amplificator în clasă D. Kitul de față fiind destinat pentru realizarea unui sistem audio 2.1. În acest episod aș vrea să testez un TPA3116D2 autentic. Însă, înainte de a îl dezlipi pe cel de pe acest kit, o să fac câteva teste de putere pe unul dintre cele două canale, având TPA-ul cu care a venit acest kit, cumpărat de pe AliExpress. Să începem testul practic, rapid, pe repede înainte, cu kitul așa cum a venit de pe AliExpress. O să începem la 12V, e un pic peste 12V. Da. Să începem pe 4 ohmi. Dacă se vede un pic, modifică nițel sinusoida. Dar oricum la 12V e cât de cât e în regulă, în comparație dacă am alimentat la 24V. Să vedem și pe 8 ohmi. Aici nu vom măsura puterea, e doar ca să vedeți forma sinusoidei, pentru a face comparație mai târziu cu integratul TPA autentic. Pe 8 ohmi e mult mai bine, sinusoida nu arată rău deloc. Am alimentat la 24V. Să vedem pe 4 ohmi. Aici e destul de sesizabilă modificarea sinusoidei, da? Dacă se vede și în zona asta. Pe 8 ohmi, modificarea sinusoidei este mult mai puțin sesizabilă. Se observă că sinusoida arată mult mai bine. Deci la 24V e problemă doar pe 4 ohmi. Bun, haideți să trecem la lipirea acestui integrat pe acest PCB. Practic să înlocuim pe cel de aici. Acesta este integratul cumpărat de pe TME, autentic. Să scoatem radiatorul. Îl vom înlocui pe cel de aici, fiind amplificarea pentru sateliți. Să ștergem pasa termoconductoare. O să trebuiască să dezlipim condensatorul din zona asta, deoarece o să ne încurce la înlocuirea integratului de aici. Gata. Condensatorul scos. Vom pune capton tape în zona asta. Din păcate nu am bandă mai lată. Cred că ar trebui să cumpăr pe viitor. Gata. Am pregătit zona. Vom folosi stația de dezlipit cu aer cald la 350 de grade și suflanta puțin peste 40%. Sper să fie suficient. Nu, stați un pic să ridic camera mai sus. Că altfel nu pot să dezlipesc cum trebuie. Gata. Cam deranjat nițel la acel condensator. Gata. Punem puțin flux în zona asta și în zona asta. Amestecăm fludorul de pe PCB cu unul bun. Iar acum să-l curățăm de acolo.
să-l punem pe cel autentic. Cred că așa vine. Am lipit integratul. Din păcate nu am filmat deoarece am vrut să fie lipit așa cum trebuie. Dezlipim Captain Tape. Banda a fost dezlipită. Hai să curățăm mai bine. Acesta este cel dezlipit, iar cel de aici este integratul autentic. O să punem și condensatorul electrolitic în zona asta. Să punem pasă termoconductoare. Radiatorul. Iar acum să facem testul cu integratul TPA3116 cumpărat de pe TME, original. Am alimentat montajul deocamdată la 12V, să vă demonstrez, puțin peste 12V. Să vedem pe 4 ohmi deocamdată. Observăm că încă modifică sinusoida. Aici intră în clipping. Da. Oricum la 12V diferența este mai puțin sesizabilă față de 24V. Da, știu, un data și ne spune că pe 4 ohmi putem alimenta până în 21V. Să schimbăm pe 8 ohmi, iar pe 8 ohmi sinusoida nu se modifică, rămâne chiar bine. Am alimentat la 24V. Să vedem cum arată sinusoida pe 4 ohmi. Și din câte se vede, chiar este destul de sesizabilă modificarea sinusoidei. Pe 8 ohmi este în regulă. Este o ușoară modificare, dar mult mai bine față de 4 ohmi. Puterea observa că e aceeași, nu s-au să mai calculez acum și în cazul celui cumpărat de pe TME și în cazul acelui integrat cu care a venit acest kit. Am realimentat kitul la 12V. Doar pentru a vă arăta în joacă răspunsul în frecvență, deși am observat că este același, nu e nicio diferență. Ca referință o să reglăm la 12V vârf la vârf, da, pe aici, aproximativ 20 de Hz. Ușoară amplificare pe frecvențele joase, iar la peste 500-600-800 de Hz își revine complet. Iar dacă creștem peste 2-3 kHz, atenuează destul de mult. Da, chiar foarte mult. Iar acum să vedem pe 8 ohmi, deși este același, să reglăm la 12V vârf la vârf. Perfect. Să vedem la 20 Hz. O ușoară amplificare față de 12V vârf la vârf, dar insesizabilă. Bineînțeles, la peste 200 de Hz și revine aproape complet. Dar aceeași problemă ca și
pe 4 ohmi atenuează frecvențele medii înalte în alte. Deci se vede clar că diferențele între integratul cu care a venit kitul de pe AliExpress și integratul TPA cumpărat de pe TM nu sunt. Sunt unele mici diferențe de finețe, dar insesizabile. Aș putea spune că cel de pe AliExpress cu care a venit acest kit este autentic. Referitor la atenuarea frecvențelor medii înalte, aș putea spune, cred eu, că este din cauza filtrului trece jos de pe ieșire LC, format din cele două inductoare și cele două condensatoare. E posibil, bănuiesc eu, ca valoarea inductorului de aici să fie aleasă greșit. Conform data sheet ne spune că e nevoie de două inductoare de 10 microhenry și două condensatoare de 680 nanofarazi. Eu am verificat, am scos un inductor ca să-l măsor și am rămas surprins că e de 50 microhenry. 47 cred că e standardul în cazul acesta și da, e o valoare mult prea mare. Deci e clar că trebuie alt inductor. Însă, poate într-un clip viitor, veți vedea cum modificăm acest inductor. Da, asta într-un alt episod. Și cam aici să termin acest clip, am tras concluzia că nu există diferențe între integratul cu care a venit de pe AliExpress și de pe cel de pe TM. Dacă vă place acest gen de conținut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!